În urmă cu 20 de ani, în septembrie 1994, lua ființă școala numărul 9 din municipiul Suceava. Emoții și din partea cadrelor didactice, dar și din partea elevilor și a părinților. Au trecut ani, iar în prezent, școala gimnazială Ion Creangă Suceava face cinste comunității prin rezultatele meritorii obținute de-a lungul timpului. 1156 de elevi din 43 de clase și 63 de cadre didactice sărbătoresc cei 20 de ani de activitate ai școlii numărul 9 din Suceava, cea mai tânără școală din municipiu. Mă simt mândră că sunteți astăzi aici și putem să sărbătorim împreună o zi importantă pentru noi. După cum se știe, la fiecare început de martie, de sfârșit de februarie, început de martie, școala gimnazială Ion Creangă sărbătorește zilele școlii. Anul acesta este un an mai deosebit pentru că împlinim 20 de ani de existență. Deci în 1994 a fost înființată școala și anul acesta împlinim 20 de ani. Vreau să spun că au fost niște ani în care s-au obținut rezultate deosebite, în care elevii noștri ne-au bucurat cu rezultate frumoase, cu premii obținute la concursuri. Premiile obținute de-a lungul anilor dovedesc munca și dăruirea atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor din această unitate școlară. Premii ce fac cinste școlii. În ultimii 5 ani s-au obținut 7 premii internaționale la olimpiadele școlare, la fazele naționale, 7 rezultate. La cele județene 112, la concursurile de specialitate, cele internaționale 36 de premii, la cele naționale 98, la cele interjudețene 41, la concursurile județene 226 de premii. Au existat și concursuri extracurriculare, unde de asemenea s-au obținut premii la toate nivelele, 8 la nivel județean, 8 la nivel interjudețean, 22 la nivel național, 18 la nivel internațional. La acest aniversar au fost invitați de marcă prezenți, printre aceștia fiind și fostul director Constantin Mărgineanu, cel care a declarat că școala nouă reprezintă o parte din viața sa. Nu-mi face greu acum să vorbesc despre școală, despre dumneavoastră. Nu-mi face greu, pentru că aici e viața mea. Aici a fost, poate, maturitatea mea. La 43 de ani am preluat această școală și am plecat când aveam 60 și. Deci aici s-a dus tot. Omul nu mai poate să se întoarcă înapoi și să mai facă altceva. Și dacă n-am făcut umbră pământului, înseamnă că tot am făcut ceva. Niciodată n-am să uit că din 1984 până în 2010, deci au fost 25 de ani când eu am muncit, nu m-am trezit. Au fost 3 schimburi aici. Știți? 45 minute, ora, 5 minute, pauză. Mulțumesc tuturor celor care au îmbătrânit făcând de serviciu. Invitat la sărbătoarea școlii, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, profesorul Alexandru Rădulescu, a ținut să sublinieze faptul că școala va beneficia de sprijinul autorităților județene mereu și asta pentru că administrația pune accent pe școală. Vreau să vă asigur că sunt aici pentru că această instituție, președintele Consiliului Județean, consilierii județeni, actuala administrație publică județeană, chiar consideră că școala suceveană este un element important, unul dintre cele mai importante elemente pentru dezvoltarea județului. Vreau să spun că suntem permanent informați și suntem la curent cu problemele educației, cel puțin la nivelul județului Suceava. Și chiar încercăm să găsim rezolvări, fie în mod direct, fie prin intermediul partenerilor noștri din Guvernul României, din Parlamentul României și sunt convins că vom găsi rezolvarea și a problemei pe care ați evidențiat dumneavoastră legate de fonduri de salarii, așa cum am găsit și rezolvarea pentru reîntregirea salariilor atât de nefiresc cenzurate în urmă cu câțiva ani, așa cum am găsit acest an și rezolvarea acordării tranșei importante din restanțele judecătorești. Vreau să vă spun că sunt aici și pentru că știm ce rol important are școala dumneavoastră în învățământul suceveanu. Vă felicit, vă urez succes în continuare. Toată săptămâna la școala Ion Creangă din Suceava se vor desfășura activități care vor marca cei 20 de ani de existență ai școlii, activități în care vor fi implicați atât elevii cât și părinții acestora, dar și cadrele didactice.